Tot mai multe localități din zona rurală sau de la munte au probleme cu conexiunea la internet. Astfel, pentru elevi și profesori, școala online pare o misiune imposibilă. În căutarea semnalului, unii elevi s-au pomenit în situații incredibile, adică au ajuns să încerce să învețe cățărați în copaci sau pe acoperișurile caselor. Despre aceste dificultăți, dar și despre alte situații neplăcute întâmpinate la școala online, discutăm chiar acum cu Sorin Câmpeanu, ministrul educației. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru prezența în jurnal. Bună dimineața! Iată, elevi nevoiți să facă ore online, dar care nu se pot desfășura din cauza lipsei semnalului la internet. Ce este de făcut pentru acești elevi? Mă bucur să predat această situație pe care o prezint de multă vreme. Școala online nu este o variantă pentru România în acest moment. Școala online nu este o variantă pentru multe state europene în acest moment. În România avem unul din trei copii care învață în mediul rural. Aproape un milion din aproape 3 milioane de elevi și de preșcolari. În mediul rural avem o acoperire, la nivel național, avem o acoperire oficial de 94%, acoperire cu internet. Însă, atunci când vorbim de un proces didactic de o minimă calitate, este nevoie de o viteză de transfer de, să spunem, 100 de megabits pe secundă. Pentru a înțelege mai bine, în momentul în care discutăm noi acum, în București, avem 1 giga pe secundă. Deci o viteză de transfer de 10 ori mai mare decât acea viteză minimă care poate fi asigurată, din păcate, apreciez în jumătate din teritoriul național, chiar dacă acoperire cu internet există într-adevăr într-o proporție de peste 90%. Pentru a preda online, ai nevoie de o viteză de transfer, nu numai de internet, ai nevoie de internet de calitate, o viteză minimă de transfer de 100 de megabits pe secundă. Acest lucru este realizat abia în jumătate de țară. Din acest motiv, învățământul online nu este o soluție viabilă în România în acest moment. Drept pentru care trebuie să facem tot posibilul pentru ca, prin protecție sanitară, prin toate celelalte măsuri, să păstrăm școala deschisă cu prezență fizică. Elevii au pierdut foarte mult în toată această perioadă de criză sanitară. De aceea mă bucură că ați abordat acest subiect care arată dificultățile predării online în cea mai mare parte a țării. Repet, în mediul rural sunt aproape 1 milion, unul din trei elevi și preșcolari. Așadar, nu sunteți de acord cu această afirmație a primul ministrului desemnat Dacian Cioloș, care era de părere că școlile ar trebui închise? În niciun caz, pentru că închiderea școlilor va fi plătită, este deja plătită de către copii pentru greșelile noastre ale adulților. Au plătit mult prea mult pentru această lipsă de responsabilitate. Învățământul online va putea fi o variantă viabilă doar atunci când se vor îndeplini 5 condiții, de la 1 la 5. Prima este cea pe care o prezentați, conectivitate generalizată. Suntem departe de acest obiectiv, chiar dacă am făcut progrese importante. Condiția numărul 2, disponibilitatea de echipamente pentru absolut toți copiii și vorbesc de echipamente adecvate, nu neapărat de tablete. 3, conținut digital pentru toate disciplinele și nu avem, în cea mai mare parte. 4, profesori pregătiți pentru predarea online și avem formați certificare pentru predarea online, 1 din 5 profesori doar, și 5, platforme pentru evaluare. Orice proces didactic se finalizează cu o evaluare. În momentul de față, în România, cu mici excepții, proiecte pilot, nu există platforme de evaluare. Deci niciuna din cele 5 condiții nu este îndeplinită la un asemenea nivel încât să putem spune că școala online este o soluție în România. Voiam să vă întreb totodată legat de această măsură prin care directorii unităților de învățământ decid dacă trec în online sau nu cursurile. Am discutat cu anumiți părinți și spuneau că există alți părinți care merg cu ai lor copii în vacanțe, spre exemplu, și preferă să intre de acolo câteva ore pe calculator la școală, e o alternativă la îndemână, iar de multe ori acei părinți fac parte din comitetul de părinți al școlilor și decid, iată, pentru toată școala dacă să se desfășoare aceste cursuri în online sau nu. Luați în calcul așadar să renunțați la această idee prin care școlile să decidă dacă mută cursurile în online sau nu? Deci există la nivelul Ordinului Comun Ministrul Educației, Ministrul Sănătății, două variante de bază. Prima variantă este aceea a aplicării generalizate fără diferențiere în funcție de școală, de condițiile reale din școală. Asta înseamnă că la apariția unui caz de îmbolnăvire, întreaga clasă trece în online. Dacă apar cazuri de îmbolnăvire într-un număr
de cel puțin 50% din numărul total de clase și acestea au activitatea suspendată, înseamnă că școala poate deveni un focar și se suspendă activitatea cu prezență fizică în întreaga școală. Aceste reguli se aplică general, fără a ține seama de realități. Ca să vă răspund concret la întrebare, cealaltă variantă în care se ține seama de realități ne explică de ce nu putem aplica acest lucru nediferențiat așa cum se solicită. Pentru că există școli în care se învață într-un schimb, cu ele foarte puțin în clasă, a se vedea mediul rural, de care tocmai facem vorbire, și există școli în care se învață în 3 schimburi cu un număr maxim de elevi în clasă. Sigur că diferă foarte mult condițiile. De aceea, fiecare școală, cunoscându-și condițiile, trebuie să decidă care este varianta optimă, să-și asume această răspundere. 2. Există școli în care nu avem niciun caz de infectare, după cum există școli în care avem 10 de cazuri de infectare în rândul elevilor și cadrelor didactice. Deci iată că situația diferă. Poate fi cunoscută doar la nivelul școlii. A treia diferențiere, există școli care funcționează în localități în care rata de infectare este foarte mică și există școli care funcționează în localități în care rata de infectare este imensă, peste 20 la mie chiar. Și atunci, iată de ce, pe baza acestor diferențe, nu se poate și nu trebuie luată o decizie generală de trecerea școlii în online. Trebuie să păstrăm echilibru între dreptul la educație și dreptul la sănătate. Repet, copiii au plătit mult prea mult pentru greșelile adulților, îndeosebi ale adulților care n-au înțeles importanța vaccinării și care n-au înțeles importanța respectării regulilor sanitare. Cam când credeți că s-ar putea reveni la ore în siguranță? Când ar urma să fie testați elevii în școli? De multă vreme solicit teste non-invazive în școli. Acum avem, din fericire, o hotărâre CNSU pe baza căreia Oficiul Național de Achiziții Publice a demarat procesul de achiziție a unui număr de 70 de milioane de teste non-invazive pentru a asigura un proces de screening în toate școlile. Proces de screening extrem de important pentru două motive. Unu, pentru micșorarea vitezei de transmitere a virusului și doi, pentru a putea identifica, chiar dacă testele non-invazive nu se raportează în coronaform, ele ne atrag atenția asupra unei suspiciuni de îmbolnăvire, care mai apoi, confirmată prin teste antigen sau teste PCR rapide, fac în așa fel încât boala să fie depistată în stadii incipiente în care este suficient tratament medicamentos fără să fie nevoie de internare de faze clinice pentru copii și angajați din învățământ. Din acest motiv, așteptăm în termen de zile aceste teste non-invazive în școli. Pe de altă parte, am observat că în prima săptămână de școală am avut un număr de cazuri. În a doua săptămână, în școli, numărul de cazuri de infectare s-a dublat. În a treia săptămână s-a triplat, a crescut cu 300%. În a patra săptămână am avut o creștere de, dacă putem spune așa, doar 23% a numărului de infectări. Deci, din fericire, numărul de infectări în școli scade din perspectiva vitezei de creștere a numărului de infectări. Așadar, din acest motiv, îmi place să sper într-o revenire cât mai curând la normalitate, pentru că, repet, pierderile nu numai din perspectivă educațională, dar și din perspectivă socio-emoțională, comportamentală, suferite de către copiii acestei țări, au fost imense, de multe ori atât de mari, încât ele nu vor putea fi recuperate.